Direcția Silvică Dâmbovița a reușit să stabilească anul acesta un record greu de egalat. Aproape 11 tone de flori de tei au fost vândute la licitație. Valoarea totală a tranzacției pe piața locală a fost de peste 11 milioane de lei, dublu față de suma câștigată din aceeași sursă în 2017. Colega mea, Andreea Lovin, fără un ceai fierbinte de tei, a cules pentru dumneavoastră toate detaliile acestei reușite. Plantele medicinale au fost cumpărate tot de o firmă din Dâmbovița, mai precis de o fabrică de ceaiuri din Găiești. De remarcat, speciile de tei constituie a doua categorie de plante cu importanță meliferă din țara noastră. Prima specie care înflorește este teiul cu frunza mare, urmat la 10-15 zile de teiul pucios și la 21-22 de zile de teiul argintiu. Astfel, durata de înflorire a celor trei specii de tei luate împreună durează în medie 30 de zile acestea variind de la o localitate la alta și de la un an la altul, în raport cu condițiile pedoclimatice. Cercetările recente arată că florile de tei au un rol hepatoprotector și mai mult de atât sunt folosite pentru a trata răcelile, infecțiile, pentru a scădea febra, pentru a calma durerile de cap, dar cel mai important sunt recunoscute pentru rolul sedativ, având o acțiune calmantă asupra sistemului nervos central. Deși profitul este mare, iar florile de tei ar trebui să nu lipsească din alimentația oamenilor, problema cea mai mare cu care se confruntă cei care au afaceri cu plantele medicinale este forța de muncă. Câștigul ajunge până la 100 de lei pe zi, ca zilieri. Foarte puțini dâmbovițeni aleg să muncească la pădure, astfel că direcția silvică completează necesarul cu muncitori care vin din zona Moldovei și care stau în Dâmbovița de primăvara până toamna.